Răzvan, doar remiza la debutul nou sezon. A părut că am avut o repriză foarte bună. Părea că în repriza a doua golul va pica la un moment dat. Din păcate, a picat în partea noastră, am scăpat până la urmă. Cum ai trăit tu primul meci în teren? Într-adevăr, din păcate n-am reușit să-i bucurăm pe fani. Fanii au fost minunați, din minutul 1 până în minutul 90. După parcursul primei reprize am spus că nu avem cum să nu câștigăm acest meci. Din păcate am reușit să facem doar o remiză, dar privim înainte și cu siguranță vom câștiga următorul meci. S-a văzut vreo diferență de ritm? Ei au mai jucat un meci, au câștigat Supercupa, au fost mai proaspeți? E posibil. Contează, să știți că contează foarte mult să ai un meci două în plus. Îți dă un alt ritm, o altă intensitate, dar ușor o să ne reglăm și noi și cred eu că va fi tot în regulă. Cum este cu Cristiano Bergodi? A venit de puțin timp, însă pare că s-a impus. Cum este cu dânsul pe bancă? Este un antrenor foarte bun, ne dă foarte multă încredere. Nu este ușor, n-a fost ușor pentru dânsul, pentru noi, n-a fost pentru că a venit înainte cu foarte puțin timp de prima etapă. Dar cred că va fi totul super bine. Tu cum te-ai simțit pentru prima dată în tricoul Rapidului? M-am simțit extraordinar, este un sentiment aparte să joci aici în Giulești. Cum am spus-o și înainte, fanii sunt incredibili, cântă din minutul 1 până în minutul 90. Te simți foarte bine și simți că poți da 100% pentru ei și pentru club. A fost primul meci, urmează deplasare la Media, cel mai probabil, cu Universitatea Cluj, un alt meci greu. Cum vezi partida de la Media? Da, într-adevăr, toate meciurile vor fi grele de acum înainte, dar cum am spus-o și înainte, vom avea mai mult timp să pregătim acest meci. Nu ne-a fost ușor să pregătim meciul ăsta, am jucat un sistem în cantonament, a trebuit să schimbăm, dar privesc încrezător următorul meci și cred că va fi totul foarte bine. Legat de sistem, cât de greu e să-l schimbi într-un timp atât de scurt? A fost foarte dificil, au fost multe informații, să spun, timp scurt, dar cât de cât ne-am acomodat și săptămâna asta cred că vom regla mult mai bine lucrurile.